Așa, acum ziceți fiecare ce aveți. Declarația unui tip pe care a fost în sală. Ce declarația de la directorul muzeului? Mai departe, organizatorii ce au zis? Aici a fost un act de homofobie, nu putem să trecem așa peste asta. Noi îl avem pe unul în comă și voi nu știți încă dacă e gay sau nu. Dar tu ai văzut când a fost lovit băiatul care e în comă acum? Da, mă, noi prindem pe ăștia în curul gol pe jandarmi și vouă nu vi se pare grav? O să zic că din cauza ta, mă rog, din cauza jandarmeriei a ajuns ăla la spital. Bă, e în comă, mă. Important e ce spune ea de la televizor. Îmi dau demisia și gata, am terminat. Jandarmeria are opțiuni. Ești straight, te apăr, ești gay, nu te apăr. Tu un proști cu căcat asta faci. Asta e meserie? Știi că a venit reporterița aia la școală? Că m-a așteptat pe stradă? De unde te știa? Avem informații că nu ați intrat când ați ajuns. Ați așteptat 10 minute. Da, recepție 214, înțeles. Mergem noi că suntem aproape. Noi am dorit puțin mai multă transparență din partea jandarmeriei. Noi suntem a patra putere în stat. Mulți prezentați documente. Vă rog frumos. Bine că aveți toți principii, mă. Și tu și Fita. Și eu sufăr din cauza asta. Cum ar fi mai bine, să fie sau să nu fie gay? Prea-l facem vedetă pe Holban ăsta. Holban ăsta a salvat vieți de oameni. Bă, tu te-ai gândit o secundă la ce facem noi în fiecare zi? Da, dar tu te-ai gândit vreodată la băiatul ăla? Știi tu cine e? De ce faci, mă, lucrurile numai pe cum vrei tu? E jurnalist mai bun acum. O să iei premiul Pulitzer? Vă rog,